Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal de YouTube Salem Taroco. Pentru, pentru acest videoclip este, vă veți împăca, cine va face primul pas? Hai să vedem. Avem două variante, varianta numărul 1, lumânărica mov și varianta numărul 2, lumânărica portocalie. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două, dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Uh, iar eu între timp voi începe cu lumânări cam, hai să vedem dacă vă veți împăca cu persoana de interes. Wow, nu știu ce e aici la voi, dar e clar că uh, există un blocaj, poate acest blocaj este mental, uh, dar nu numai. Da? Bun, hai să vedem. Dacă vă veți împăca cu persoana de interes, În primul rând aici văd că avem predomină foarte mult zodiile de foc, dar nu numai, avem și uh, celelalte zodii. Uh, mai ales dar predomină focul și aerul. Uh, însă un alt aspect destul de important pe care vreau să vi-l spun aici este faptul că, așa cum am spus, există uh, energia bărbatului, energia masculină și energia Feminină. Aici ca și zodii, nu știu câți dintre voi știți, dar zodiile care sunt mai masculine sunt zodia berbec, gemeni, leu, balanță, săgetător și vărsător, iar zodiile care sunt feminine sunt zodia taur, rac, fecioară, scorpion, capricorn sau pești. De asta este foarte important să știți în ce zodie sunteți, dacă sunteți mai masculină sau mai feminină, pentru că atunci când vă uitați la etalări, se poate întâmpla să se vorbească despre energia masculină și să fiți chiar voi cei care vedeți acest videoclip în acea energie sau să se vorbească despre energia feminină și să fiți la fel, da? Așa cum am spus, zodiile pe care le-am enumerat. De asta este foarte important să cunoașteți aceste lucruri. Bun. De ce spun acest lucru? Pentru că aici, din câte văd, chiar dacă am vorbit despre o împăcare, da, titlul acestei etalări este Dacă vă veți împăca cu persoana la care v-ați gândit, o să aflați răspunsul, da, care răspunsul este da. Dar când o să spun cine face primul pas, o să înțelegeți de ce m-am referit și de ce am pus atât de mult accent pe energie masculină și energie feminină, și am enumerat uh, zodile. Bun. În acest moment văd că există un blocaj între voi doi. Fiecare dintre voi își dorește o împăcare cu celălalt, indiferent sub ce formă a fost această relație, chiar dacă a fost o relație de colaborare, chiar dacă a fost o relație de iubire, deci indiferent pe ce poate să fie inclusiv o simplă prietenie între voi doi, indiferent sub ce formă a existat această situație. Uh, există un blocaj, niciunul dintre voi în acest moment nu vede cum ar putea să se rea această relație de colaborare, de prietenie, de iubire, de ce vreți voi, da? cum uh, se poate uh, rezolva această, acest obstacol pentru că ambii vă gândiți unul la celălalt, ambii vă doriți să reluați legătura Aici cred că nu mai există nici măcar comunicare între voi doi, cu toate că ambii vă doriți măcar să stați de vorbă, prietenește, da? Pentru că, din câte văd aici, între voi au existat acele momente de sinceritate, de prietenie profundă, de lucruri pe care vi le-ați spus, de secrete pe care poate vi le-ați dezvăluit unul altuia. Uh, și e clar că v-ați simțit destul de bine unul în compania celuilalt și din acest motiv v-ați dori să reluați legătura pentru că lucrurile au mers uh, foarte bine între voi doi la într-un anumit interval de timp. Da? După care, bineînțeles că au existat foarte multe discuții. Discuții, foarte multe discuții la nivel verbal. Nu neapărat că ați ajuns la o ceartă din aia extremă, dar au fost cuvinte, poate care au durut mai mult decât dacă ar fi fost o ceartă destul de mare. da La voi încă există acest blocaj, acest blocaj care nu se știe dacă se termină sau nu se termină, dar în. Mare parte, da, se termină. De ce? Pentru că cele, așa cum am spus, care sunteți în energie feminină, adică taur, rac, fecioară, scorpion, capricorn și pești, încercați să păstrați un echilibru în viața voastră, încercați să păstrați un echilibru în ceea ce ține în legătură cu această persoană. Nu vă văd ca, pe voi, ca voi să fiți cele sau. Cei care veți face primul pas înspre această persoană. Chiar dacă vă gândiți la o astfel de situație și la un astfel de pas, cumva voi aveți încă speranța că această persoană o să vă contacteze, pentru că voi știți foarte bine și nu doar că știți, și intuiți, poate chiar și visați, care este de fapt viața acestei persoane fără voi. În schimb, cealaltă persoană, da, se gândește din nou la o colaborare cu voi, se gândește uh, din nou la o relație cu voi, indiferent sub ce formă de colaborare, de prietenie, de iubire, așa cum am uh, specificat uh, și da, energia masculină, cine este în energie masculină, adică berbec, gemeni, leu, balanță, săgetător sau vărsător va face primul pas. Aici dacă cumva ambii sunteți într-o energie masculină, să știți că este posibil ca ambii să cam faceți același pas în aceeași perioadă de timp. Să nu vă fie de mirare dacă ambii vă faceți câte un mesaj în aceeași secundă sau același minut sau ceva de acest gen sau vă întâlniți pur și simplu întâmplător pe stradă și de acolo începe, reluați din nou relația. Deci sau vă întâlniți, nu știu, mergeți la o petrecere, mergeți la un restaurant pur și simplu din întâmplare, acolo dați unul peste celălalt și începeți să vorbiți și uite așa ușor, ușor reluați din nou legătura. Dacă sunteți ambi în energie feminină, atunci, asta este uh, puțin. Uh, lucrurile se vor întâmpla, nimic de spus, dar uh, e problema că se întâmplă puțin mai greu. De ce? Pentru că uh, ambii așteptați ca un pas să-l facă celălalt și, bineînțeles, că amândoi bateți pasul pe loc și nu face niciunul. Până la urmă, lucrurile se vor. Uh, se vor rezolva, de ce? Că până la, până la urmă unul se enervează și asta mă, că puni o mâna pe telefon să-i zic vreo două, da? Și de atunci, și atunci da, se creează această conexiune. Este foarte bine de știut că cei care sunt în energie masculină sunt persoane puțin mai calde, iar cele care sunt în energie feminină sunt mai reci. De asta se poate întâmpla, să chiar la femei sau chiar la bărbați, să nu înțelegeți de ce unele persoane chiar dacă poate spun atât de ușor te iubesc sau spun sau fac atât de ușor complimente, în realitate să se ca și fapte, să se comporte mai, mai rece. Da? Deci, se pot întâmpla și astfel de situații. E clar că aici voi nu știți ce să mai credeți, pentru că a trecut o perioadă destul de lungă de timp în care această persoană nu a mai dat niciun semn și vă este destul de greu să mai credeți că această persoană se poate reîntoarce la voi, că această persoană mai poate face un pas înspre voi, însă realitatea spune destul de clar că da, la un moment dat va mai exista o discuție, ce măcar o discuție între voi doi. Ideea este că aici, nu știu dacă, nu cred că din partea voastră, cred că cumva voi sunteți blocate pe rețelele de socializare, dar cred că cealaltă persoană vă urmărește destul de mult, mai ales prin intermediul rețelelor de socializare. În permanență își dorește să știe despre voi, chiar dacă nu vine și vă spune direct, sau poate chiar dacă nu poate să vadă pe rețelele de socializare, cel puțin pune pe cineva să se intereseze de voi. Aici există foarte clar faptul că această persoană vă urmărește din umbră și această urmărire din umbră poate să fie inclusiv de ani de zile, dar de care voi să nu știți. De ce? Pentru că această persoană știe mișcările voastre, însă. Nu a lăsat niciodată să se înțeleagă că știe acest lucru, știe absolut totul despre voi și așteaptă momentul oportun în care să facă pași înspre voi Dacă ar fi să vi se întâmple ceva foarte rău sau ăsta, da, atunci această persoană și-ar face apariția pentru că -ar, nu ar suporta să știe că vi se întâmplă ceva rău și să nu vă poată ajuta, chiar dacă vrea să pară destul de rece, chiar dacă vrea să pară destul de nepăsător, chiar dacă vrea să pară că nu îl mai interesează nimic despre voi, lucrurile nu sunt chiar așa, chiar îl interesează, însă este acel gen de persoană destul de încăpățânată, încăpățânată, care nu vrea să arate, acest lucru. Iar voi știți foarte bine că lucrurile sunt și că îi pasă, indiferent de cât timp a trecut de când v-ați despărțit. Această persoană, într-adevăr, reacționează foarte haotic, foarte imprevizibil. Foarte, este acel gen de persoană care de multe ori îi place să îi se dea dreptate chiar dacă nu are, și dacă are o baghetă magică și poate să, chiar dacă voi spuneți nu și ar, ar avea o baghetă magică prin care să vă facă să spuneți da, fără să vă dați seama vă face să spuneți da. Chiar dacă voi în sinea voastră spuneți foarte clar și foarte hotărât, nu. Da? Deci este acel gen de persoană care știe doar din privire cum să vă facă să reacționați așa cum își dorește, da? Deci dacă există împăcare între voi doi, da, există împăcare, într-adevăr mai durează până uh, ceva timp, săptămâni sau poate chiar luni de zile până vă împăcați cu această persoană, nu este o împăcare care vine imediat, Însă, da, mai există, există cel puțin o comunicare între voi doi, dar pentru o parte dintre voi există chiar o împăcare. De ce? Pentru că uh, voi uh, ați reușit prin temperamentul vostru, prin comportamentul vostru, să faceți uh, această persoană să realizeze anumite lucruri, mai ales dacă persoana respectivă este și chiar zodier, uh, zodiarac. Da, nu în toate cazurile este zodiarac, dar acolo unde această persoană este zodiarac, voi ați reușit să ajungeți la inima acestei persoane și să o faceți să înțeleagă anumite lucruri și chiar să aibă anumite sentimente pe care nu a crezut că le va mai avea vreodată, pe care le-a ascuns foarte bine și sentimente pe care le-a avut doar cu încă o singură persoană și în momentul în care s-a despărțit de persoana respectivă, indiferent că s-a despărțit de persoana respectivă voit sau nevoit, când mă refer la acest lucru, poate să fie în urma unui deces, da? Chiar dacă s-a despărțit în urma de persoana respectivă în urma unui deces și a zis gata, nu o să mai iubesc niciodată pe nimeni și nu o să mai pun sentimente pentru nimeni și așa mai departe, voi ați reușit să ajungeți în acel punct al inimii acestei persoane, încât să înceapă din nou să iubească. Voi sunteți a doua persoană pe care această persoană o poate iubi în această viață. Și probabil și ultima. Da? De asta va și urmărește din umbră de asta, dacă îi aveți nevoie, va fi lângă voi fără niciun fel de problemă și da, își dorește măcar o comunicare de la voi. Dar, așa cum am spus, sunteți cumva două pietre tari, care în acest moment nici unul nu faceți niciun pas. Bun, cam astea au fost informațiile pentru cei de la prima variantă și să trecem la varianta cu numărul 2. Lumânărica portocalie. Hai să vedem pentru voi dacă vă veți împăca, vă veți împăca sau nu și cine face primul pas. Vă veți împăca sau nu și cine face primul pas. Vă veți împăca sau nu și cine face primul pas. Văleu. Aici au existat și aici discuții, dar aici nu cred că s-a rupt legătura în totalitate. Aici cred că mai există încă uh, comunicare, chiar dacă la un nivel mai mic, dar din când în când cred că măcar un mesaj sau măcar uh, nu știu, o știre, o informație, o ceva de genul, tot există. De, față de ce s a întâmplat la, fri, la prima variantă, unde chiar nu există comunicare toate de ani de zile. Deloc. Da? Acolo chiar este o, un no contact clar. Bun. La fel ca și la prima variantă, voi spune foarte clar că aici o să spunem și despre energia feminină și despre energia masculină, iar cei care se află în energie masculină, chiar dacă eu spun despre el, poate să fie o ea, da? și de asta vă și spun zodile, ca să știți cine este masculin și cine este feminin. Da? Masculin este, sunt zodile berbec, gemen, leu, balanță, săgetător, vărsător iar feminin este taur, rac, fecioară, scorpion, capricorn și pești. Da, în funcție de asta, voi știți dacă vorbesc despre el sau despre voi. Că aici, poate să, voi chiar dacă ascultați când eu spun despre el, poate să fie vorba despre voi și să cumva să ziceți, păi eu simt asta, păi eu fac asta, da? De asta, ăsta e motivul pentru care <coughs> specific acest lucru. Bun, de ce spun asta? Pentru că e clar că aici, a existat, au existat niște conflicte, dar aici mai mult, conflictele sunt la nivel interior. Fiecare dintre voi are anumite conflicte la nivel interior. De ce spun acest lucru? Pentru că aici la voi a fost o dorință de stabilitate, a fost o, o, un lucru care voi poate l-ați discutat și cred că l-ați discutat. Dar această stabilitate, din păcate, această persoană nu a putut o face cu voi. De ce? Pentru că aici cred că a fost o situație de trio, iar această persoană deja a fost căsătorit, căsătorită cu altă persoană și a avut o relație stabilă în altă parte. Și indiferent cât v-ați dorit voi să fiți împreună cu această persoană sau această persoană și-a dorit să fie împreună cu voi. Obstacolul aici, în acest caz, a fost această căsătorie sau această stabilitate pe care a avut-o această persoană în altă parte. Și bineînțeles că de aici au fost anumite discuții. Dar asta nu înseamnă că lucrurile au evoluat în bine pentru cealaltă persoană și cred că și voi cumva, chiar dacă sunteți într-o altă relație, cumva ați stagnat. Ceea ce pot să spun aici este faptul că persoana care se află în energie masculină, așa cum am spus, berbec, gemen, leu, balanță, săgetător și vărsător, simt o oarecare greutate și chiar are dor de cealaltă persoană. Care se află în energie feminină, cum ar fi taur, rac, fecioară, scorpion, capricorn sau pești. Da? Uh, per, uh, persoana, persoana care se află în energie. Uh, vă dor, vă este la ambi, unul de celălalt. Deci aici nu se pune problema. Uh, sentimente, unul față de celălalt, aveți la fel ambi, însă. Uh, Cumva, persoana care este în energie masculină cred că are mai multe sentimente și mai multe mustrări de conștiință și mai multe uh, își asumă, uh, mai mult vina în această relație decât persoana din energie feminină. Blocajul aici pentru voi doi, în primul rând, cred că e vorba de parte financiară care Cumva această persoană cred, poate s-a despărțit de voi în speranța că în altă parte câștigă mai mult și poate evolua din punct de vedere financiar mai mult decât dacă ar fi în continuare în relația cu voi, însă, din păcate, lucrurile nu s-au întâmplat așa cum a sperat. Pentru cei care sunt în energie feminină, văd că vă gândiți să porniți la un drum, să porniți uh, în înspre persoana din energie masculină, și chiar să îi oferiți ajutorul atunci când are nevoie, și dacă are nevoie de voi, sau vă gândiți să faceți o călătorie cu această persoană, să plecați într-o excursie, să plecați într-o vacanță, nu știu, să plecați să vă întâlniți undeva împreună cu această persoană și să vedeți exact ce se întâmplă și cum evoluează lucrurile pe mai departe. Aici n-ar fi nimic exclus dacă uh, voi, așa cum am spus, pentru că la voi, la cei care sunt în energie feminină, se arată foarte clar că uh, veți pleca înspre această persoană și nu doar că veți pleca înspre această persoană, dar voi sunteți uh, cei cele care uh, veți suna la ușa acestei persoane sau uh, veți încerca să sunați această persoană pe telefon. E aici o sonerie, că e sonerie de telefon, că e sonerie de ușă, dar uh, cumva văd că voi sunteți cele. Uh, cine este în energie feminină uh, va face primul pas, nu cine este în energie masculină. Da? Ok. Uh, se poate întâmpla ca persoana voastră să fie în energie feminină, da? să fie la oarecare distanță față de voi și pur și simplu să vină la voi sau să vă sune sau ceva de acest gen. Da? Deci poate să existe o astfel de situație. Da, într-adevăr, această persoană, odată ce vă sună, încearcă să păstreze un echilibru și cred că acest echilibru a încercat și pe parcurs să îl păstreze, dar, din păcate, nu a putut să l păstreze chiar așa cum, cum și-ar fi dorit. Dacă voi vă gândiți dacă această persoană divorțează sau nu divorțează, se desparte sau nu se desparte de cealaltă persoană pentru voi, să știți că în acest moment nu se gândește la o astfel de situație. În acest moment încă acționează la fel cum a făcut-o și înainte, adică uh, merge în două direcții, dacă și vede cum evoluează lucrurile, încă nu se gândește să facă un pas înspre una sau înspre cealaltă. Uh, de ce? Pentru că uh, în această situație și între una și între cealaltă se simte puternic, simte că poate evolua, simte că are forță, simte că are sprijin, simte că... Pentru că dacă nu-i place la una ceva, îi place la cealaltă, poate că una e blondă, una e brunetă, poate că, nu știu, una e șatenă, una e blondă, ceva de acest gen. Și atunci, a, nu-mi place roșcata, mă duc la brunetă. Nu-mi place ce mi-a gătit blonda, mă duc la șatenă. Nu-mi place ce îmi spune una, mă duc la cealaltă, da? Și atunci această persoană îi place să trăiască așa. Și n-ar fi nimic exclus dacă această persoană inclusiv mai filtrează pe rețelele de uh, socializare și cu alte femei pentru a vedea cine cade în plasă și cine nu. Dar, uh, din punct de vedere. Al sentimentelor, această persoană, indiferent cu cine filtrează și cu cine nu, uh, jonglează între voi și persoana cu care are uh, o stabilitate aparte, da? Uh, cu care este căsătorit, căsătorită. Uh, are sentimente atât pentru voi cât și pentru cealaltă persoană. Într-adevăr, voi puteți să spuneți, uh, păi cum să aibă sentimente pentru amândouă? Da, pentru una poate avea sentimente că are copii cu ea și are au trăit împreună și au. Uh, au ajuns într o rutină, da? într o rutină într -o ceva obișnuit și cu voi pentru că îi poate îi oferiți pasiunea de care are nevoie și adrenalina de care are nevoie pentru a se simți tânăr, pentru a se simți viril și așa mai departe. Da? Deci da, aici există o împăcare, există ceva cu care să mergeți înainte, doar că ideea este că dacă Vă gândiți că această persoană va renunța la familie pentru voi? Nu, situația va merge în paralel pe mai departe. Acum depinde fiecare dintre voi cât acceptați acest lucru și cât. Pentru că această persoană își dorește să păstreze un echilibru. Este vorba despre acel gen de persoană care ia inițiativă și de asta am și spus că face primul pas, are ambiție, este acel gen de persoană care se exteriorizează fără niciun fel de problemă, poate și cu adevăr, dar poate și cu minciună se exteriorizează la fel de, de bine. Este acel gen de persoană care știe ce vrea și trece la acțiune cu foarte mult elan. Aici nu aș putea să spun că acest gen de persoană este foarte zgomotos, din contra aș spune că este mai moderat, chiar dacă uneori dă senzația că este tăcut. Este tăcut, dar atunci când nu-i convine ceva, este destul de zgomotos. Da? Dar este un zgomot din ăla care, pe care îl face doar între el și persoana care îl deranjează, nu neapărat că deranjează cu zgomotul său și alte persoane. Da? Deci, cam astea sunt informațiile și pentru voi cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!